Bun găsit, dragi elevi din clasa a 5 -a. Astăzi, la disciplina Consiliere și Dezvoltare Personală, vei afla cum poți să-ți realizezi un portofoliu personal de învățare. Această resursă te învață care pot fi elementele unui portofoliu personal de învățare, cu recomandarea de a începe chiar de azi să-ți realizezi propriul portofoliu. Pentru a-ți aminti ce este un portofoliu și care este scopul lui, te invit să urmărești resursa ce este un portofoliu. Pe parcursul prezentării, te invit să notezi ceea ce consider că este important de reținut și îți amintesc că poți opri prezentarea de câte ori este necesar. Un portofoliu bine organizat conține o serie de elemente care să permită oricărei persoane care îl răsfoiește, elev, profesor sau părinte, să găsească repede conținutul pe care îl caută. Dacă vorbim despre un portofoliu clasic, documentele pot fi cuprinse într-un dosar cu șină, într-o mapă sau într-un biblioraft. Pentru a fi așezate cu ușurință, se pot folosi folii protectoare sau hârtiile pot fi perforate, iar pentru a delimita secțiunile sau capitolele, pot fi folosite etichete sau cartoane colorate separatoare. Primul pas când vei începe să-ți faci portofoliul va fi să realizezi coperta acestuia. Pe aceasta poți să notezi informații precum portofoliul personal și numele și prenumele tău. Coperta o poți personaliza după cum dorești. Poate fi o coală cartonată și colorată pe care poți desena, picta sau lipi abțibilduri. Pe prima pagină, în interior, Poți scrie o serie de date personale, cum ar fi numele și prenumele tău, data nașterii și vârsta, clasa în care ești, numele școlii pe care o frecventezi, localitatea în care se află și, eventual, domiciliul tău. Portofoliul, fiind o modalitate de autoevaluare, poate conține informații pe care le-ai descoperit, observat și analizat în ceea ce te privește pe tine. De exemplu, calități preferințe sau interese personale, aptitudini, adică ceea ce știi să faci, sportul pe care îl practici sau hobi-urile tale, cum preferi să-ți petreci timpul liber. Pe parcurs, îndată ce identifici alte caracteristici personale, le poți nota în portofoliul tău și poți introduce în acesta fișele activităților în care ai prezentat sau descoperit acele calități. Asemenea, unui cuprins al unei cărți și cuprinsul portofoliului de învățare este foarte important. Acesta va surprinde conținutul portofoliului tău, în care vei aduna materiale care consideri că sunt cele mai interesante pentru tine, te reprezintă cel mai bine sau care sunt rezultate ale activității tale de la școală sau din afara acesteia. Având în vedere faptul că portofoliul poate fi îmbunătățit permanent, iar în interiorul lui poți adăuga frecvent noi elemente. Îți recomand să folosești foi colorate care să separe fiecare domeniu din cuprinsul portofoliului tău. Portofoliile pot fi construite pentru fiecare disciplină școlară și ele conțin materiale care arată rezultatele și abilitățile școlare, adică ceea ce poți și știi să faci la acea disciplină. De exemplu, la consiliere și dezvoltare personală. Portofoliul tău poate cuprinde elemente precum. Așa cum ai observat, portofoliul se realizează treptat, pas cu pas, și apare ca o imagine de ansamblu a realizărilor tale. Acum, gândește-te la un element care poate face parte din portofoliul tău și care a dus o schimbare în viața ta. Poate să fie vorba despre o diplomă obținută la un concurs, despre un eveniment important din familia ta, despre o emoție puternică pe care ai simțit-o sau despre orice alt conținut. Poate fi o realizare mai puțin cunoscută de colegi, dar de care ești mândru. Notează la ce te-ai gândit și prezintele colegilor. În felul acesta, vă veți cunoaște mai bine unii pe alții, veți putea descoperi lucruri noi și interesante despre ceilalți și puteți chiar prelua idei cu care să vă îmbogățiți portofoliul personal. Poți să începi chiar de astăzi să-ți realizezi portofoliul personal care să prezinte rezultatele învățării tale atât de la școală, cât și în urma altor activități pe care le desfășori acasă sau cu grupurile de prieteni. Stabilește cu dirigintele o dată la care toți elevii clasei să aducă la școală portofoliile pentru a putea fi expuse de cei cărora le aparțin și răsfoite de către colegii de clasă. În momentul în prezentării portofoliului personal, îți recomand să argumentezi ce te-a determinat să selectezi elementele care se regăsesc acolo ca fiind cele mai reprezentative din activitatea ta. Îți urez succes!